Motoare turată la maxim și lacrimi pentru Marius Gheorghe, cunoscut sub numele de Mario Rider, tânărul motociclist care a pierit într-un teribil accident rutier. La 2 ani de la moartea sa, tineri din toată țara care împărtășesc aceeași pasiune cu Mario au pornit duminică într-un marș comemorativ. Motocicliștii din diferite orașe ale țării s-au întâlnit ieri la Megidia, într-un marș comemorativ în amintirea prietenului lor, Mario Rider, motociclistul care și-a pierdut viața în urmă cu 2 ani într-un cumplit accident rutier petrecut la intrarea în Megidia dinspre Valea Dacilor. Prietenii nu l-au uitat pe tânărul care iubea viața și motocicletele. Chiar dacă el nu mai este fizic printre noi, ei îi păstrează amintirea vie. Mario era genul de om care se făcea ușor plăcut, atât de prieteni, cât și de persoanele care îl cunoșteau poate pentru prima oară. Îl cunoșteau, făceau cunoștință pentru prima oară, lăsau o impresie foarte bună. El era cunoscut în cercul nostru ca fiind omul care zâmbea tot timpul. Era greu să-ți dai seama dacă are vreo supărare, el era extraordinar prin zâmbetul lui, care l-afișa mereu în orice moment, în orice clipă, mereu făcea glume, mereu făcea lucruri, chestii, glume. Cum au fost acești 2 ani fără el? Greu. Pe 10 august se împlinesc 2 ani de când Mario a plecat la cer, însă prietenilor nici acum nu le vine să creadă că el nu mai este. În amintirea lui, motocicliștii din toată țara s-au adunat ieri în parcarea unui hipermarket din municipiu, de unde au pornit într-un marș comemorativ. Oprirea a fost la cimitir, unde tinerii au aprins câte o lumânare la mormântul prietenului lor. Au mers apoi în locul unde, în urmă cu 2 ani, viața lui Mario s-a curmat brusc. Mărturia acelui teribil accident stă o cruce, pe care este scris numele tânărului iubit de familie și prieteni, dar care a fost mult, mult prea devreme din brațele lor. Motocicliștii s-au adunat apoi într-o parcare din zona Cimentu, așa cum obișnuiau să se strângă și atunci când Mario era în viață. De această dată însă, Mario Rider și-a vegheat prietenii din cer. Consider că Mario a fost și va rămâne un fulger în viața noastră. El va dăinui veșnic în amintirea noastră pentru motociclistul care a fost. A fost un motociclist extraordinar. Știa cum să atace curbele, știa să meargă pe motor. El înțelegea pasiunea pentru motociclist, înțelegea propria lui motocicletă și avea o simbioză cu acea motocicletă pe care poate noi mulți suntem așa, doar atât, foarte puțin. Ce s-a întâmplat cu el, poate a fost și oricum este o tragedie, dar poate că așa i-a fost destinul lui. Noi o să-l memorăm, o să-l comemorăm în fiecare zi, în sufletele noastre, o să-i cinstim memoria de fiecare dată când plecăm în plimbări și de fiecare dată, în fiecare an, o să ne strângem aici. O să chem prietenii,
să-l comemorăm exact așa cum îi plăcea lui, în sunetul motoarelor, turate la maxim, în clanxoane și cu căștile în cap. Mario Raider a pierit acum 2 ani într-un cumplit accident produs pe drumul județean 381 la intrare în municipiul Megidia dinspre Valea Dacilor. Acesta a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma impactului, atât motociclistul cât și șoferul automobilului au decedat.